Da, continuăm emisiunea de ale Buzoianului, vorbim cu domnul Petre Titi despre ce se mai întâmplă în politica buzoiană și națională, evident, acum că a căzut guvernul Dăncilă. Și haide să mai facem câteva calcule pentru ce se va întâmpla la anul, că urmează alegerile prezidențiale, e foarte adevărat, cred că o campanie anostă va fi, pentru că nu-i prea văd interesați pe niciunul dintre politicieni să susțină foarte tare candidații. Calculele cred că se fac pentru anul viitor, când vom avea alegerile locale și alegerile parlamentare. Sunt cele mai importante pentru că acolo vin banii, nu? Bun. Spuneți-mi dacă vor reuși cei care au schimbat guvernul să fie alegeri locale în două tururi, așa cum își doresc foarte mulți și așa cum mulți spun că ar fi cel mai corect. Să alegem primarul și președintele de Consiliul Județean în două tururi. Este greu. Așa ar fi bine, să fie în două tururi. Pentru că atunci când ai 10, 15, 20 de candidați, să rămân doi, da? Ăștia doi, chiar dacă sunt la diferențe mici, să zicem că sunt la 100 de voturi. Păi nu se duce ăsta la... Unul se duce primar și unul se duce papa. Și în două tururi, cred că ar fi o competiție Corect. corectă. De ce? Discutăm de administrații locale, da? Va fi șeful administrației locale. Cel care conduce un municipiu, un oraș sau o comună. Păi cum te simți tu, ca primar, să fie ales cu 25, dau ca exemplu, deși se poate și nominaliza. Cum te simți tu ca primar să iei 20% din voturi, da, și să conduci un oraș? Când știi că ceilalți Se 80 simt la foarte bine, foarte mulți primari, din câte am ceilalți, observat, n-au nicio ceilalți problemă. 80% dintre locuitori n-au fost cu tine. În condițiile în care avem turul 2, atunci vedem că cel puțin unul dintre ei are 50% plus 1 Îmi vine să râd pentru din că urmă. sunteți jurnalist de zeci de ani, domnule Petre Titi, și văd că încă vă gândiți că politicienii sau primarii care au câștigat așa cu 25%, credeți dumneavoastră că și-ar face procese de conștiință? Chiar credeți că se întâmplă așa? Adică să stea ei săraci, să nu doarmă noaptea, să se gândească, vai, dar restul, majoritatea nu m-au votat, dar bine că m-au votat câțiva, că am ajuns și eu acolo să conduc în un oraș sau un județ. Bine, eu gândeam ipotetic, Da, nu. bine, așa povești putem să ne spunem toată ziua, dar Povești. vorbim de politică aici, nu vorbim de Iar educatori. când vorbesc de alegeri, să știi că am avut ocazia să stau ca ziarist noapte întreagă la alegeri. Am stat în Și ușă, cum na. a fost? A fost interesant, nu? Foarte interesant, nu s-a putut să facă niciun fel de șmecherie. Asta pentru că ați fost observator. Observator din ușă, că n-aveam voie să intru acolo. Am fost ziarist și am stat și am observat. Da? Știi ce? Da, e ideal să fie. Știu că și tinerii care ar vrea să fie voluntari, să meargă observatori în secțiile de votare, o pot face, nu? Bun, ar fi cel mai bine asta pentru că trăim cu toții cu ideea că voturile se fură sau s-au furat, asta avem deja certitudini la alegerile trecute. Știu că anumiți candidați nu vor avea dreptul la reprezentanți în secțiile de votare, mă refer la independenți în primul rând, nu? Nu o să aibă. Nu o să aibă reprezentanți. Chestia este că în urma unei astfel de participări mărești numărul de dușmani, numărul de înjurături se triplează și tot asta. Am unii Dar din... dorm liniștit noaptea, că dacă tot vorbeați de Dar procesele doar de conștiință, liniștit noaptea. Chestia este de... Spuneam un pic înainte de pauză că vor fi mișcări de trupe peste tot, în toate partidele și partidulețele, în următoarea perioadă. Pentru că de acum, la capitolul prezidențial, ne-am cam... Lucrurile sunt clare. Lucrurile sunt Da, nu mai putem mult să decât vorbim mai clare, mult, dar e clar pentru n-are toată rost lumea. să vorbim mai mult. Chestiunile sunt foarte clare. Și toată lumea o să înceapă să se pregătească. Să nu ne gândim că vor fi anticipate, pentru că nu o să vrea niciun parlamentar
Să anticipate. De ce? Odată, el nu știe dacă se va regăsi pe listele partidului, nu se știe câți parlamentari vom avea în următoarea legislatură. În mod normal ar trebui să avem 300 și deci dintr-un foc 165 zboară, deci avem cu 165 mai puțin aleși. Și pe de altă parte mai vorbim și despre acele pensii speciale. Nu contează că este dintr-un partid sau altul, tot beneficiar al pensiei speciale. Nu este. Spuneau că o să fie tăiate pensiile speciale? Că parcă așa auzeam. Da, dar la un moment dat nu-ți mai tai cuțitul când e vorba de tine. Păi da, da, cu asta au și reușit probabil să-i convingă. Magda, am văzut atâta ipocrizie de o parte și de alta, încât nu mai cred absolut nimic. Gândește-te, sunt hârșii de ei. Îi cunosc și pe interior și pe exterior. Știu cam ce le poate capul. Și acum, când vorbim de deconcentrate, iarăși am revenit, să știi că mulți n-au ce căuta pe acele scaune călduțe, bine mersi. N-au nici pregătirea necesară, nici experiența necesară. Asta pe de-o parte. Păi erau la un moment dat directoare în două instituții, două cumnate. Nu se poate așa ceva. Cum naiba din tot județul ăsta ai găsit două cumnate să le pui? Una acolo, una acolo. Da, e singurul exemplu pe care îl știți? Adică am putea să vorbim până la 12 noaptea. Dacă... Nu până la 12 noaptea, ne apucă dimineața. Da, chestie, iar da. Dacă ne uităm bine pe aceste consilii de administrație, nu trebuie să vedem cine, care sunt specialiștii din consiliile de administrație, atunci nu trebuie să ne mai mirăm care este situația unor societăți comerciale de stat. Nu trebuie să ne mirăm la absolut nimic. Haideți să vorbim cu un telespectator. Bună seara, sunteți în direct. Bună seara, bineînțeles că întrebările sunt multe, răspunsurile sunt foarte puține. Am și eu două lămuriri de la domnul Petre, din spusele dânsului. Dânsul spune că se va face un parlament mai micuț cu 300, pentru că așa ar trebui. V-aș întreba cum se poate face lucrul ăsta constituțional. Și o altă întrebare, s-a votat la moțiune 238 de voturi pentru, da? Dacă dăm la o parte 30 UDMR, 31 Ponta, sunt 61 și dacă mai dăm și 9 minorități, sunt 70. Puteți să-mi spuneți și mie cum își va vota domnul Iohannis guvernul? Acestea ar fi întrebările. Deci, în primul rând, mă interesează, domnul Petre, cum putem face acel parlament de 300 de parlamentari, cum spuneați dumneavoastră, că este foarte ușor. V-ar interesa cum. Vă mulțumesc pentru intervenție. O seară bună vă doresc. Cum facem? A fost un referendum, care n-a fost pus în practică niciodată, n-a fost aplicat. Păi, dacă a fost un referendum, trebuie să-l punem în practică. Niciodată nu este prea târziu. Deci, odată noi... Păi trebuie să vrea și cei care vor guverna să-l pună în practică. Nu? Sau să fie și dorință politică. Trebuie să, mai ales că cei care acum sunt la putere și-au manifestat de foarte multe ori dorința de a micșora numărul de parlamentari și chiar au vehiculat numărul de 300, cel care a fost aprobat atunci prin referendum. N-am înțeles de ce nu mergem mai departe. Care este interesul? Al cui este interesul? Deci asta ar fi prima chestie pe care trebuie să o punem în practică. Vis-a-vis să o pună ei în practică, da. Că noi nu știu dacă putem să facem un parlament cu 300 de aleși. Putem? Ce facem? Ieșim în stradă și de protestăm? Ce nu? Da. De ce am face-o? Că vedem că nu prea se întâmplă nimic după proteste. Depinde de proteste și de cine sunt inițiate și de cine sunt susținute. Nu vezi că n-ai mai văzut un protest de mult? Nu ți s-a părut? N-am mai văzut de când a intrat domnul Dragnea. Nu ți s-a părut suspectă chestia asta? Că de mult nu au mai fost proteste. Nu s-a mai întâmplat nimic. Piața a murit... Ăștia alții sunt dispăruți, nu știu, văd că nu i-a dat nimeni dispăruți. Ei, să nu ne grăbim, că cine știe ce protestă mai apare. Bineînțeles că știi foarte bine, dacă îți aduce aminte, absolut în toate astfel de momente, am avut înainte niște manifestări care au prezentat foarte multe emoții populației și s-au bătut moneda pe anumite subiecte
Da, păi asta spuneam mai devreme, că unii politicieni s-au urcat pe emoția asta generată de oamenii care au protestat și cred că acum totul li se cuvine. Dar sunt mulți dintre acei oameni care au protestat care încă așteaptă rezultatele, să vadă că au fost ascultați sau nu. Și nu cred că se vor opri. Oamenii cinstiți care au fost în piață, că au fost și oameni cinstiți. A doua întrebare a domnului de mai devreme, cu numărul de voturi pentru moțiune, cum va fi votat noul guvern, întreba. Deja PSD-ul, am văzut în după amiaza asta o știre, a spus că va susține un guvern PNL. De ce? PSD-ul va susține PNL-ul? Da, va susține și un guvern PNL-ul. Și PNL-ul astăzi a înlăturat PSD-ul. Va susține un guvern PNL astfel încât să vadă, bine că a apărut și justificarea. Dom'le, noi susținem pe ăștia să vadă lumea că noi am făcut ceva, ei, iar ei nu vor putea face nimic. Cam asta era în mare ideea pentru care vor susține. În traducere liberă, mai avem și noi puțin acces acolo la bani, nu? Da. Chestia este în felul următor. PNL-ul riscă. A riscat mult astăzi. Pentru că este o perioadă destul de grea. Mare lucru nu se poate face. Știm cu toții asta și cred că și ei sunt conștienți. Și nu vor putea decât să meargă pe anumite domenii. Bineînțeles că vor reduce, vor avea un guvern mai mic, probabil mai mulți vicepremieri și vor comasa ministerele, parte dintre ele. Bun, haideți să vorbim puțin despre prim-ministri. Numele vehiculate sunt domnul Emil Hurezeanu, cel care a fost și ambasadorul României în Germania, a fost la un moment dat director al Europei Libere, dacă mi-amintesc bine. El ar fi unul dintre cei nominalizați sau acum la nivel de zvon, evident, dar sunt patru propuneri. Domnul Ludovic Orban, pe care îl cunoaștem cu toții, l-am văzut astăzi, e foarte emoționat la televizor după ce a aflat că a trecut moțiunea. Domnul Dragoș Anastasiu, îl cunoaștem și pe dânsul, a mai făcut și medicină, înțeleg, pe la Frankfurt. Un alt nume, Lucian Croitoru, care este consilierul actual al guvernatorului BNR. Cum vi se par propunerile astea? Cred că Orban va ieși din... Din joc. Din schemă. Ieșirea lui Orban din schemă înseamnă iarăși alte mișcări. Ce să zic? Domnul Croitoru este foarte bun pe domeniul lui, la fel și ceilalți, și cred că am mai spus-o și ieri, unii au zis că am luat-o razna, cred că va fi Emil Hurezeanu. Emil Hurezeanu va fi primul ministru. Cred că el va fi. Dar, credeți că ar fi și domnul Ponta mulțumit? Adică, dacă tot a început domnul Ponta nu să fie mulțumit. Domnul Ponta se așteaptă să intre Horă și altcineva. Așa. Domnul Ponta va fi mulțumit dacă va fi nominalizată Corina Crețu în calitate de comisar european și dacă, că iarăși, nu știu dacă ai văzut și reprezentantul Franței a fost astăzi dat la o parte. Așa, de ce? De ce? Pentru că nu îndeplinește condițiile, calitățile și nu știu mai ce. Deci fiecare cu ai lor, nu numai noi. Și de culmea ar fi să fie nominalizată doamna Corina Crețu la propunerea domnului Ponta și să fie respinsă că nu îndeplinește condițiile. Te poți aștepta la orice. Dar știți că n-ar îndeplini condițiile? Nu că știu cât. Dar acolo se... Și până ajunge acolo, știi că drumul durează câteva ore. Și se întâmplă să fie un dosar în spate de care își mai amintește cineva de acum 40 de ani, de când nu erai născut. Da, așa, deci, în concluzie, cine a câștigat cel mai mult după momentul de astăzi în Parlament, din punct de vedere politic, pentru anul viitor? Care formațiune politică a reușit să convingă românii? Că despre singurul oameni care a câștigat a fost președintele. Iohannis. Atât. A fost singurul care a câștigat. Da, unii spun că ar fi câștigat și USR-ul foarte mult.
Nu, USR-ul nu știu dacă, da, poate că a mai recuperat ceva. A mai recuperat. PNL-ul? Poate că a mai recuperat ceva. PNL-ul n-a câștigat nimic astăzi. Vei vedea că poate va fi formațiunea care va ieși în pierdere. Până Pro-România? Pro-România, nu știu ce a câștigat. Nu știu, a dacă câștigat că a trecut moțiunea. A câștigat pentru că Ponta și-a dărâmat guvernul făcut de... Bine, când era în PSD, domnul Ponta nu mai e în PSD, deci nu se pune că și-a dărâmat guvernul, că nu mai e... Nu. Și-a a dărâmat un guvern. Așa. Din care au făcut parte mulți dintre... miniștri pe care el i-a avut în guvernul Ponta 1, 2, 3 sau 4. Și cred că nici dumnealui nu se mai înțelege cam ce vrea. Domnul Tăriceanu de la ALDE, sau cum va juca ALDE? ALDE vrea să intre clar din nou la guvernare, nu? Știi și... ceva? Am impresia că ALDE va fi singura formațiune care va avea de câștigat în urma moțiunii. Cred că e singura. Când am văzut discursurile lui Tăriceanu de în ultimile zile, Doamne, ce cu totul și cu totul altfel comparativ cu discursurile de acum 3 luni, de anul trecut pe timpul ăsta. Să nu uităm că a făcut echipă cu Viorica Dăncilă și echipă... Să nu uităm că spunea că ar trebui să ieșim din Uniunea Europeană, nu? Alături de domnul Dragnea, domnul Tăriceanu era de acord. Domnul Tăriceanu, să nu uităm că a fost cel care a semnat documentele cu Uniunea Europeană. A fost unul dintre cei care a negociat cu Uniunea Europeană. Era prim-ministru atunci. Președinte era Ion Iliescu. Deci Tăriceanu este... Bine, da, noi oricum, mai uităm din când în când câte ceva. E interesant mesajul pe care l-au înțeles fiecare să-l transmită așa într-un fel de campanie electorală. ALDE a rămas cu mesajul că fără noi moțiunea nu putea trece. Din ce am văzut, PNL-ul a rămas cu mesajul că noi am dărâmat guvernul Dăncilă și am scăpat țara de un astfel de prim-ministru. Nu l-a dărâmat niciunul. Și tot așa și-arogă fiecare tot felul de drepturi. Vrem să vedem cum o să trăim în România anilor viitori. Spuneți-mi așa din sursele dumneavoastră, ce candidați se pregătesc pentru alegerile locale în Buzău? Știți cine vor fi candidații la funcția de primar? Așa, două, trei nume? Două, trei nume? Îmi pare rău, dar nu știu. Nici măcar unul? Nici măcar unul. Nici măcar la ce ne-am gândit cu toții? Nu. Se vor schimba multe. Deci... vor fi de schimbătoare de toate numele. Dacă astăzi vehiculăm un nume, săptămâna viitoare deja nu mai este în partid sau nu știu ce se va mai întâmpla. Și da, trebuie să spun că Viorica Dăncilă a intrat în istorie. A intrat. În istorie, cum a intrat, nu mai discutăm. În primul rând că este prima femeie... Da, după aceea a avut cea mai longevivă perioadă de prim-ministru al PSD-ului din perioada asta contemporană. Din alte puncte de vedere a mai intrat în istorie? Ei, sunt multe, dar da, nu, ajung asta două. Da. Chestiunea este să vedem ce se va întâmpla de mâine încolo. Care sunt mișcările pe care le va face președintele după această moțiune electorală, că să vedem dacă președintele la viitorul apropiat mai puțin se va gândi, pentru că deja este asigurat, se va gândi la ceea ce se va întâmpla peste un an de zile. Peste un an mă refer la parlamentare, că asta este chestiunea care îi interesează foarte mult. Da, și iar partidele, vor trece... da, partidele, oricare ar fi ele, nu contează. Da. Oricare ar fi ele, dacă nu vin cu picioarele pe pământ, începând de la nivelul organizațiilor municipale, județene, comunale, dacă nu se dacă mișcă... Dacă nu se schimbă modul de a alege și la local... Să nu aibă pretenții că să vină românii la
la vot. Pentru că românii vor sancționa indiferent câți bani vor pompa în campaniile electorale și câte autobuze vor încerca să pună la dispoziție, oamenii nu vor mai veni. Vor refuza inclusiv plocoanele electorale, pentru că s-au săturat de atâta minciună, de atâta intrigă și de atâta ipocrizie, că n-am văzut până acum. Știi foarte bine că de... Cum n-am văzut, domnul Petre? Nu au în fiecare guvernare au fost în fiecare ipocrizia ei? Fiecare cu ipocrizia ei, păi... dar parcă ori unde suntem în mijlocul acțiunii, oriunde am uitat că ce s-a întâmplat în celelalte campanii. Am uitat repede, da. Am uitat așa de repede, parcă erau la nivel mai mic. Și da, cert e că românii trec de la glumele cu Dăncilă la glumele cu Orban și s-a terminat povestea. Dacă ne aducem aminte, parcă în 1998-2000, a fost o bătaie undeva la nivelul județului Buzău între două formațiuni politice, între liberali și PSD-iști. Unul de colo, unul de colo. Culmea este că după un timp... Dar nu la Buzău. La Buzău nu se bat deloc PNL-ul cu PSD-ul. A, nu. Da. Acum nu se mai bate nimeni. După un timp, unul dintre cei care... diriguia oamenii din autobuz, a ajuns să fie șeful unei organizații la celălalt partid, știi? Așa că nu trebuie să te mire. Cei care s-au bătut, că au fost lupte intestine, dacă îți mai aduce aminte, când erau copii, de s-au bătut la Rușețu. Acum, ne amintim. Acum au ajuns colegi de partid. Dar unii au votat așa, unii au votat așa. Da, nu ne mai surprinde nimic. Nu trebuie să ne surprindă absolut nimic. Că ați venit să discutăm astăzi despre ce ar putea fi. Îmi pare rău că n-am reușit să vorbim nimic. Da, n-avem de unde să știm ce va fi până la urmă, pentru că jocurile tot acolo se fac. Dar o să urmărim foarte atent ce se întâmplă în Buzău, pe scena politică. O să vedem ce directori vor fi schimbați, care va fi situația cu prefectul în următoarele săptămâni. Și o să vorbim despre toate subiectele. Vă mulțumesc și încă o dată. Și Magda... mă scuz că mai intervin, noi ar trebui să revenim, noi, ăștia din presă, ar trebui să venim cu picioarele pe pământ. Noi, în primul rând. Toți. Și mă refer și la mine și la tine, ca să nu zic că ceilalți colegi... Că nori, sau ce? Poftim? Nu suntem cu capul în nori. Ne-am obișnuit să privim numai o anumită direcție. Atât. Unii dintre noi... Să nu generalizăm, asta voiam să spun. Nu, să nu generalizăm, dar unii dintre noi am ajuns să nu mai avem buze de atâta pupat. Asta zic, să nu generalizăm. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezență. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. Nu uitați de jurnalul Campus TV în câteva minute. O seară bună, la revedere!